fotbalistul român tânăr are o problemă, are o carență, la modul general, uitându-te la meciurile, de exemplu, de Liga 1, e tânărul fotbalist român deficitar la capitolul fizic? Da. Foarte deficitar. Nu se lucrează suplimentar. Am mai antrenat și câteva grupe de copii și juniori de la, două cluburi din București de aici. Nu se lucrează de mici la coordonare, la echilibru, la forță, greutatea corpului, mă refer aici, nu neapărat să pui greutăți pe tine. Nu se lucrează mai deloc, pentru că majoritatea antrenorilor nu au partea asta de cunoștințe din fiind preparator fizic. Sunt doar pe parte tactică și atunci sunt fotbaliști care la 18-20 de ani nu știu să facă corect o fandare, o genoflexiune, nu au coordonare, nu au echilibru, nu au și așa mai departe. Și probabil și asta nu face să avem aceste probleme, pentru că fotbaliștii români știm bine că suntem talentați ca și nație, ca și popor. Uitându-te la Tavi Popescu, ce vezi? Tu, ca om care înțelegi bine structura unui corp, musculatura unui corp, ce vezi când îl vezi pe Tavi Popescu? Tavi Popescu este un jucător talentat, dar nu o să-l ajute mult dacă nu se antrenează suplimentar, pentru că ați văzut în fotbalul modern și fotbalul mare acum, trebuie să fii cam complet, să fii să ai și detentă și viteză și forță și coordonare și așa mai departe. Trebuie să lucreze mult suplimentar. Este încă tânăr, să zic așa. Nu cred că este un capăt de țară, că nu are musculatură dezvoltată pe el acum, dar trebuie ușor să se antreneze suplimentar, să pun un pic de masă musculară pe el, pentru că dacă vrea să ajungă să joace la un nivel înalt și mult, constant, îți trebuie să fii foarte bine pregătit fizic, să previi accidentările, musculatura te ajută să previi accidentările, să nu te accidentezi așa des, iar asta trebuie antrenat suplimentar în afara orelor de antrenament. Uitați-vă la Ronaldo, și el era la 20 de ani, era ca Tavi Popescu, dacă mă uit la poze. Un pic mai bine totuși. Tavi Popescu, ca Tavi Popescu mai rar am văzut așa firav jucător. Are timp, este tânăr, poate să se antreneze suplimentar, să pună musculatură pe el și ușor o să aibă mai multă forță, mai multă viteză, pentru că calitatea fotbalistică are, dar nu este de ajuns. Ați văzut un fotbal modern, că nu este de ajuns.